Bună seara, Ștefan, bine te-am găsit! Salutare, Mircea! Salutare tuturor! Astăzi, cel puțin pentru noi la Bursa de Valori București, e o zi destul de plină. Am venit la Iași, ne pregătim, mâine avem un workshop Made in Romania adresat antreprenorilor de aici, din zona Moldovei. După cum vedeți, nu stăm. Chiar după cum zice Mircea, situația e cum e, dar totuși business-ul merge înainte. Așa cum business-urile merg înainte și noi mergem către antreprenori, mergem să-i ajutăm să le prezentăm de fapt varianta de a se finanța prin bursă, de a veni fie cu acțiuni, fie cu obligațiuni. A fost un an destul de dificil, am putea spune. Cred că din februarie toată lumea a stat și s-a uitat cu un ochi și la ce se întâmplă peste graniță, dar cu un ochi și pe prețuri, la energie deja aveam de anul trecut, anul ăsta a continuat, au venit niște măsuri din partea guvernului, cât de cât să mai atenueze, cel puțin pentru persoanele fizice, dar și pentru companii. Ce putem spune? Cred că problemele erau încă din 2021. Dacă în 2020 am avut deja niște situații cu pandemia, vedeam deja că se direcționau niște, apăreau niște direcții pentru mersul economiei. Și digitalizarea era una dintre ele, dar cred că dacă ne uităm așa puțin mai la poza mai de ansamblu, vedem și o tendință de inversare a trendului de globalizare. Cumva o revenire spre țara de origine și cumva să ne bazăm pe forțele proprii. Anul ăsta au fost alte blocaje, război, sancțiuni internaționale, inflația, dar vedem că trebuie să dăm în primul rând o importanță mai mare afacerilor locale, companiilor locale, să înțelegem că trebuie să ne bazăm pe ceea ce avem în jurul nostru și totodată că trebuie să susținem afacerile made in Romania. Și asta facem noi la Bursa de Valori București, chiar și în acest an, deși nu a fost cum ne-am fi dorit noi, totuși nu stăm destul de, cum să zic, situația nu este atât de neagră. Făcusem o statistică la câte runde de finanțare s-au derulat și pe acțiuni, obligațiuni și corporative și de stat, chiar și cele municipale de la București, a reieșit acolo, au reieșit două numere. 36 la număr, iar ca valoare aproape 1,6 miliarde de euro. Asta vreau și eu, scuze, Ștefan, vreau și eu să subliniez că totuși nu a fost un an deloc rău pentru BVB, dacă ne uităm la listări. Eu am numărat vreo 10, dacă am numărat eu corect, până acum. 11 avem la acțiune. Ok. Și vreau să te întreb dacă urmează și o a 12-a sau poate a 13-a. Foarte probabil să fie și o a 12-a. Foarte probabil. Timpul, cum să zic, e relativ scurt. Mai avem, suntem în 16 noiembrie, mai avem cam o lună, dacă este să fim cât se poate de franc. Și atunci, o lună și o săptămână, nu pot să bag mâna în foc că va fi a 12-a, sperăm să fie a 12-a. Pe acțiuni, pe obligațiuni, cu siguranță vom mai avea. Ok, poți să ne dai nume în acest moment? Sunt companii care sunt aproape de a veni?
N-aș putea să vă spun acum. Nu de alta, dar n-aș vrea să pun presiune nici pe companii să se miște cumva mai repede și după aia. După cum v-ați obișnuit, preferăm să facem lucrurile încet și sigur decât să anunțăm ceva și după aia să nu se întâmple sau să se întâmple cu întârziere și să avem după aia, cum să zic, să părem neserioși. Ștefan, putem spune că până la urmă și din prisma performanței indicelui BET, totuși am avut, cel puțin în ultima lună, am avut o lună bună. Încheiase BET luna trecută, dacă mă știu undeva în jur de minus 16, minus 18%, acum suntem undeva la minus 11. Mă uitam chiar un pic mai devreme la statisticile de pe BVB.ro. Da, ce pot să zic? A fost ca piață, a fost o revenire ok. Dacă ne uităm pe BET Total Return, vedem că stăm chiar mai bine decât alții prin regiune, chiar și de pe afară. Știu, voi fi criticat, fiind singurul de la BVB care vorbește acum, că nu stăm atât de bine pe partea de lichiditate, de rulaje. Dar dacă facem cumva un calcul pe toată piața, o să vedeți că stăm undeva cam la 18, ceva, aproape 19 milioane de euro media zilnică. Într-adevăr, e mai mare, o bună parte vine din partea de obligațiuni, ceea ce pot să zic, e un lucru bun. Adică să ai tranzacții și cu obligațiuni și cu acțiuni și cu structurate și cu bunități de fond arată că suntem o piață funcțională unde investitorii își calculează ei și își fac singuri strategiile de investiție. Pe acțiuni suntem undeva cu puțin peste nivelul de anul trecut. Probabil eram chiar mai sus dacă nu erau și aceste corecții ale prețurilor, dar trebuie să privim tot ceea ce a fost în afară. Dacă mai puneți un plus la acel scăderea pe BET, transformați-o cel puțin matematic într-un plus, o să vedeți că am fi stat chiar mai bine la volume. Asta e când numărul de acțiuni e ceva mai mare, se tranzacționează, dar dacă prețul e mai jos, automat valoarea o să fie trasă în joșia. E matematică. Ștefan, aș vrea să te întreb pe tine, investitorul Ștefan Muzgociu, cum ți s-a părut sezonul de raportări, care încă este în desfășurare? Să zicem că majoritatea companiilor importante au raportat deja, mai sunt câteva în perioada următoare, dar ne putem face deja o idee, cred. Am avut unele surprize de-a dreptul pozitive, deci au fost de ridicat din sprâncene. Altele unde chiar, deși rezultatele au fost ceva mai slabe comparativ cu anul trecut, a fost ceva de genul, ok, deci n-a fost chiar atât de rău pe cât m-aș fi așteptat. Asta pentru că și puneam cumva în calcul impactul pe care îl are prețul energiei. Și atunci eram așa puțin în dubii, mă așteptam la mai rău și totuși n-a fost. Zic, ok, e bine. Și pot să spun, a fost ca rezultate, arată că avem companii care au un management bun, care au luat măsurile, cred că măsurile care erau omenește posibil să le iei în acest context, și cei care sunt nemulțumiți de rezultate să încerce să se uite puțin și la imaginea de ansamblu, la ce se întâmplă și prin alte părți. De bine de rău, nu am văzut companii din România care să facă disponibilizări. Mă uitam și chiar astăzi eram în mașină, veneam spre Iași și inclusiv la radio se vorbea despre disponibilizări la Facebook, la Twitter.
Zic, ok, bine, la Amazon, deci sunt probleme undeva pe afară, acolo se fac disponibilizări, aici managementul companiilor au reușit să păstreze, să țină cumva și componenta aceasta de oameni, pentru că oamenii sunt una dintre cele mai bune resurse ale unei companii și au reușit să-i țină acolo. Au luat măsuri și pentru business, dar și pentru angajați, ceea ce este de apreciat. Într-adevăr, noi ca investitori o să ne uităm foarte mult la cifre, dar să ne uităm puțin că în spatele tuturor cifrelor sunt niște povești, sunt niște oameni care fac, care muncesc să se ajungă acolo. Și poate ar trebui cumva și partea aceasta de investiții să privească și spre partea de social, dacă e să o luăm așa. Ștefan, să spunem că deși piața este ușor speriată în momentul de față, nu știe exact care va fi direcția, rezultatele o să vedeți dacă rămâneți alături de noi până mai târziu, când vom discuta fiecare rezultat financiar în parte pentru aproximativ 30 de companii. Vom avea și o statistică și statistica este formidabilă. Dacă te gândești, cred că de mult nu am avut rezultate financiare atât de bune ca cele din aceste 9 luni. Cu toate problemele care au fost, deci iată că majoritatea companiilor au reușit să înglobeze creșterile de prețuri, inflația, prețurile la energie, au reușit să le înglobeze și să le transfere către consumatorul final. Aș mai vrea să te întreb ceva tot pe tine ca și investitor, pentru că am primit întrebări din partea celor care se uită la noi acum legat de nuclear electrica și ești întrebat ce perspective vezi pentru investitorii de la SNN prin prisma reglementării prețului energiei și la fel privința dividendelor pe care SNN ar trebui să le ofere investitorilor din profitul din acest an, care, să recunoaștem, este unul uriaș. Ce pot să zic? Ca investitor aș spune Doamne ajută, că sunt la profitul ăsta, chiar a fost o surpriză. Iar din perspectiva reglementării prețurilor, nu am cum să comentez aici și m-aș feri să comentez cam ceea ce fac alte companii. Pot să vorbesc despre BVB în sine, dar față de alte companii nu m-aș avânta să fac comentarii. Oricum, cel puțin pe partea de dividende, știu că tu la fiecare companie vii cu inclusiv spui profitul, ar putea, dacă ar distribui profitul, cam atât ar fi dividendul. Deci da, nu vom avea și în seara aceasta. Vezi, deja răspunsul va fi deja. Ok. Uite, o altă întrebare din partea celor care se uită la noi. În condițiile în care în ultimele luni am avut lichiditate foarte slabă la BVB, a fost mai slabă. Așa, se mai justifică un program de tranzacționare între 10 și 18? Nu ar fi mai potrivit închiderea tranzacțiilor la 17? Ce pot să spun? Când lucrurile nu sunt așa roz, ai spune că acolo trebuie să mai lucrăm. Când erau volume mari, cred că nimeni nu își punea problema asta. Haideți să nu încercăm să schimbăm lucrurile așa de la caz la caz. Este o perioadă așa cum este. Dar programul ăsta e de câțiva ani buni. Ok, nu sunt volume și tranzacții atât de multe cu volume atât de mari. Dar haideți totuși să mai așteptăm puțin până să ne punem această problemă. Bine, dacă e să ne gândim așa, e o tehnicalitate. Nu contează neapărat că este până la 5 după amiază sau până la 6 după amiază. Cel mult pentru cei care sunt broker și stau în ring, cum ar veni. Deși sunt destul de puțin, cred că preluarea de ordine în ziua de azi este destul de
de mică majoritatea investitorilor care tranzacționează pe platforme online. Are BVB în vedere ca investitorii să tranzacționeze pe viitor ETF-uri importante internaționale, de exemplu S&P 500 sau alte ETF-uri europene, de exemplu pe indici? Păi, un ETF trebuie să fie lansat de un administrator de fonduri. Dacă administratorul de fonduri nu creează acel ETF, nu avem cum să-l tranzacționăm aici. Adică nu pot eu, Bursa de Valori București, să lansez un ETF. Pe de altă parte, sunt brokeri care le oferă clienților acces la astfel de instrumente financiare. Adică sunt ETF-uri o multitudine. Dacă brokerul le oferă, ok. Acum, dacă e o problemă la costuri, e altă discuție. Dar noi, ca bursă, nu putem să lansăm noi un ETF. Dacă vine cineva, un administrator de fonduri și spune eu vreau să lansez un ETF pe, uite, asta așa și vreau să fie tranzacționat la BVB. Suntem deschiși, urmăm toți pașii și pot să fie acolo, dar nu pot eu să le fac. E pur și simplu, o să fie la un moment dat acele derivate, futures-urile, când va porni contrapartea centrală, acelea sunt lansate de BVB, dar un ETF nu are cum. Că ai pomenit de contrapartea centrală, aș vrea pe finalul intervenției să te întreb, bineînțeles, ceea ce cred că te întreabă toată lumea de fiecare dată când vii la un eveniment sau apar la o emisiune. Când va fi operaționalizat proiectul contrapărții centrale și care sunt motivele pentru care încă se întârzie operaționalizarea aceasta? A doua parte a anului viitor, deci a rămas în picioare estimarea. Motivele întârzierii, pentru că de-a lungul acestui proces, la început noi am avut un, cum să-i spunem, un timeline, un calendar. Între timp s-au mai schimbat anumite lucruri. Unul la mână a fost pandemia, care n-aveai de unde să o anticipezi. Și acum s-au mai schimbat niște chestiuni prin care ni s-au cerut să facem mai întâi testele, să vedem că totul rulează ok. Și teste nu numai noi, intern, depozitare contraparte bursă, ci și cu participanții la piață. Astfel, adică cu broker. Trebuie să făcute teste la orice astfel de, cum să zicem, schimbări de la infrastructură. Așa au fost, astfel de teste au fost, cum să spun, poate cei mai vechi și aduc aminte când a fost trecerea la conturile globale, de la individual la global. S-au făcut teste și atunci. La orice lansăm, e bine să facem teste, astfel încât brokerul să știe ce să îl învețe, să-i spună, să-i transmită clientului său. Pentru că la un moment dat, ok, investitorii vor fi, poate nu vor înțelege anumite chestii, vor întreba la bursă. Iar eu ca bursă am să-i explic, dar tot la brokerul lui o să-l trimit. Inclusiv, nici nu mai știu, cred că acum, în ultimele 2-3 săptămâni, am mai avut astfel de situații în care venea investitorul, ne scria nouă sau ne suna și ne întreba și foarte pornit și pe noi. Și noi încercam să-i explic, da, ok, nu depinde de mine. Trebuie să vorbești cu brokerul tău, ca brokerul tău să te ajute acolo. Eu nu am cum să fac. Tehnic nu am cum. Și până la urmă s-a lămurit. Dar, din nou, trebuie văzută relația asta între client, investitor, broker, bursă. Pentru că asta este mersul. Nu avem, se tranzacționează. Cei care folosesc Arena XT a bursei, platforma de tranzacționare, ok, folosesc platforma creată de bursă, dar tot să fac tranzacțiile prin broker.
Asta este mersul lucrurilor și trebuie înțeles de toată lumea. Până, cum să zic, și o mașină e lansată abia după ce s-au făcut niște teste. Abia apoi e lansată și poți să, tu ca producător să o vinzi. Asta vrem să avem și noi cu contrapartea centrală, să fie un lucru care funcționează. Nu cum povestea un prieten foarte bun, acum mulți ani, pe vremea comunismului, stăteai, te înscriai pe listă să-ți iei Dacia de la fabrică. S-a dus, el era copil, s-au dus toată familia să ia mașina de la fabrică și închipuiți-vă, au împins-o. Mașina au împins-o pe poarta fabricii pentru că ea nu pornea, dar erau foarte încântați că aveau mașina. E, nu știu, e, atunci era acea mulțumire, avem, avem. Acum, dacă te duce la o reprezentanță să-ți iei mașina și vezi că nu pornește, ăsta spune, lasă, împingi-o. Cred că ai face și scandal. E, asta vrem să evităm noi. Vrem să fim siguri că mașina va porni, totul va funcționa la primul contact, la prima cheie. După aia, cred că toată lumea vrea să se întâmple asta. De la noi, bursă, investitori, brokeri, depozitari, colegi de la contrapartea centrală, autoritățile, că aici vorbim și de ASF, BNR, ANR, toți vor să funcționeze bine. Sunt multe părți implicate în acest mecanism, așa că chiar vrem să funcționeze ok. Aș continua analogia ta cu mașina, Ștefan, și aș spune că și mașina asta, dacă nu știi să o folosești sau să o conduci, este posibil să faci accident și nu este în regulă. Așadar, sincer, am văzut pe drum încoace, am văzut două accidente, unul întâmplat undeva cam la, nu știu, 10 metri de noi, în ideea în care șofer la dubiță face el stânga pe linia continuă, vrea el să întoarcă. Aici șoferul va fi investitor. Dacă el nu va învăța regulile, nu e de vină nimeni. Adică... Tocmai de asta vreau să spun, dragilor, nu vă bucurați momentul în care vine contrapartea centrală, pentru că tranzacționarea short sau derivate vine cu altfel de riscuri și un altfel de mindset decât cel din piața de acțiuni, de exemplu, sau de obligațiuni. Va trebui să fim mult mai atenți în momentul în care nu face tranzacții în partea aceasta și ar trebui să stăpânim bine ce înseamnă un instrument derivat. Știm să-l utilizăm, pentru că altfel poate fi teribil. Exact. Mulțumesc mult, Ștefan, pentru prezența în seara aceasta. Bățurez mult succes mâine la Made in România. Să mulțumim. Aveți cât mai mulți antreprenori în sală și cât mai mulți dintre ei să vină în cele din urmă la bursă, pentru că noi așteptăm pe toți, inclusiv în special pe cei care au business-uri mari și solide și ar putea să beneficieze de tot ceea ce înseamnă vizibilitatea unei companii publice. Mulțumim frumos!